Salutare, bun găsit la dezbaterea zilei. Astăzi avem un subiect interesant despre unde încep și unde se termină meritele celui care în acte, cel puțin, este antrenorul principal al FCSB-ului. Vorbim, evident, despre Toni Petrea. Contextul este următorul. Din august 2021, Gazeta Sporturilor acordă trofee pentru jucătorul lunii și antrenorul lunii. Acum, pentru prima oară, printre nominalizați și-a făcut loc și Toni Petrea. E drept că, până la urmă, voturile specialiștilor, ale publicului și ale jurnaliștilor l-au plasat abia pe locul 3 după Mutu și Regecamp, dar s-au creat deja circumstanțele dezbaterii. Merită sau nu Toni Petrea să fie pus pe același nivel de responsabilitate și de merite cu ceilalți antrenori? Becali a fost explicit în nenumărate rânduri, a povestit de atâtea ori că el decide tot, de la strategie, transferuri, echipă de start uneori și schimbări. Și atunci întrebarea este una singură. Are Toni Petrea vreun merit în rezultatele bune ale FCSB-ului din ultima perioadă? El este cel care a făcut echipa să joace din ce în ce mai bine? Sau asta s-ar fi întâmplat și cu el și fără el? FCSB ar fi fost în aceeași postură datorită jucătorilor, a conducerii sau poate pur și simplu a întâmplării? Dan Udrea, Remus Răureanu, colegii mei de la Gazeta Sporturilor, alături de mine în studio astăzi, ca de obicei, oameni care au scris sute de articole, cred, cu dezvăluire despre rolul decorativ al antrenorilor de la FCSB în ultimii foarte mulți ani. Prin urmare, sunt foarte în temă cu subiectul de astăzi. Haideți să începem. Dan, începem cu tine. Eu cred că Toni Petrea are merite și chiar nu mi se pare în regulă să spunem că dacă FCSB merge bine, antrenorul, în acte, cum spune tu, nu are absolut niciun merit. Pentru că, și aici vă întreb, cu Regecamp se implica Becali? La nivelul ăsta nu. Ba da. Ba, ne uităm pe lista meciurilor. Păi nu. Nu erau trei schimbări la tu pauză. Tu susții că nu, da? Managerul actual al FCSB-ului spune că da. Da, pentru că e convenabil pentru meme să spună că da. Că întotdeauna s-a întâmplat la fel. Și nu s-a întâmplat la fel? La fel nu, nu. La fel nu. Păi bun, și dacă s-a întâmplat cu puțin mai puțin decât acum, asta înseamnă că meritele lui Regecamp erau foarte mari și Toni Petrea deloc? Conta puținul acela, dacă Regecamp putea să opereze el schimbările, păi sau măcar să nu facă trei obligatoriu în pauză. Marea majoritatea schimbărilor, în primul rând că nu era cu 5 schimbări atunci, era cu 3 schimbări. Avea mai puțin spațiu de manevră Becali. În returul cu Ajax, ca să mă refer la poate cel mai important meci, cea mai importantă schimbare este făcută de Becali. Evident că s-a aflat ulterior, pentru că nici nivelul de dezvăluiri al lui Becali nu, era atunci la nivelul ăsta. Da. Cu Regecamp se implica, cu Dică se implica, nu mai spun cu predecesorii lui Toni Petrea. Cu Iordănescu nu se implica? Păi stai că ajungem și acolo, așa. Că ăla e tot un argument pentru Toni Petrea. Cu Vintilă, Andronache, Teja, Bogdan Andone se implica la nivelul ăsta? Da. Se implica, da? Și echipa cum mergea față de cum merge acum? Mai rău. Mai rău. Nu, dezastruos, dar nu mai rău. Cu Dică nu mergea. Tocmai de asta am întrebat. Atunci cine face diferența? Poate acum este un context favorabil, poate jucătorii au ajuns la un alt nivel de experiență, de maturitate. Acum? Dacă și atunci se implica Becali la fel și echipa mergea dezastruos și acum se implică la fel și echipa merge foarte bine. Care e diferența? Lotul dintr-un moment dat, contextul general, asta cu ce fere într-o lotul criză. Lotul care a antrenat de cine? Lotul? Da. I-a antrenat de Petrea și de Neubert. Ok. Și atunci era antrenat de Bogdan Andone, de Vintilă, de ceilalți și ăia la antrenamente făceau mult mai puține lucruri decât fac cei doi. Pentru că, atenție, nici chestiunea asta că Thomas Neubert face cam totul la FCSB și că e meritul lui, pentru că până să vină Toni Petrea, Neubert era în club. De ce nu făcea în startul sezonului același lucru pe care îl face acum? De exemplu, când a fost Todoran, antrenor. Deci tu spui că diferența în momentul ăsta este făcută de antrenor. De cel care este antrenorul echipei. Și de antrenor. Pentru că hai să ne uităm cum și-au crescut nivelul niște jucători. Eu cred că, și având discuții cu diversi antrenori, cu oameni de fotbal, toți mi-au explicat că antrenorul are principalul merit atunci când un jucător își ridică nivelul în decursul unui timp, nu de la o etapă la alta. Pentru că înseamnă că lucrezi bine cu el la antrenamente. Evident că Becali alege primul 11, nu vine Toni Petrea să facă sau schimbările. Dar la antrenament, ceea ce lucrezi zi de zi, 7 zile din 7, apoi următoarea săptămână și tot așa, mi se pare că aici
Petrea are un mare merit că le-a ridicat nivelul jucătorilor. Asta fac toți antrenorii pe fața pământului. Da. Antrenează niște jucători. Păi da, dar unii fac mai bine. Meciurile sunt câștigate după aia de felul în care alegi primul 11, păi da, asta de felul în care faci schimbările, unii de felul mai care... bine, da. Unii antrenează mai puțin bine. După părerea mea, Toni Petrea a antrenat mai bine decât au făcut-o mulți alți antrenori pe care FCSB i-a avut în ultimele sezoane și care au acceptat și ei la fel de multe mixtiuni a lui Becali. De exemplu, la Dică se implica Becali, da, la fel? E clar că da. Ok, și el a avut și el rezultate bune. A avut. Înseamnă că și el a fost un antrenor mai bun decât Teja, Bogdan Andone, Vintilă, comparabil cu Toni Petrea. Așa văd eu lucrurile. Nu putem să spunem Toni Petrea nu are niciun merit. Alt argument. Teoretic, orice om dintr-o echipă are un merit în momentul în care echipa respectivă câștigă ceva sau merge bine sau are un trend ascendent. Nu există oameni inutili în anturajul unei echipe. Păi, șoferul autocarului are și el un rol. Nu? Da, duce echipa aici de antrenor, în siguranță. Dacă are merite sau nu. Recent, de fapt, cred că după meciul City cu Real Madrid, semifinala din Champions League, l-am auzit pe Ancelotti spunând o chestiune foarte interesantă. A zis, pentru retur, că am fost întrebat cum pregătești meciul, ce l-a spus, trebuie să fac anumite retușuri defensive, pentru că eu pot ajuta echipa doar din această perspectivă. Da, că doar ofensivul înseamnă talent. Doar nu m-a pus să-l învăț pe Modric cum să paseze, cum să gândească în ultimii 30 de minute sau cum să atace spațiile pe Benzema. Hai. Mă rog, el exagera poate. Normal că exagera, cum să nu poată să... Nu, sigur în sensul că influența unui antrenor... cred că este foarte mare, o spune Ancelotti, bănuiesc că se pricepe totuși mai bine decât noi. Este în sistemul defensiv, modul în care organizezi sistemul defensiv. E, Toni Petrea în momentul ăsta, la FCSB, și-au trecut 7 etape din 10 în play-off, are cea mai bună defensivă. Tot meritul lui Becali ești aici? Sau tot meritul este exclusiv al lui Becali că defensiva funcționează la FCSB? Păi, nu știu, cine l-a fi scos pe Crețu la un anumit moment dat și l-a fi băgat pe Ovidiu Popescu fundaș dreapta? Dacă nu știm sau bănuim că mai degrabă Becali. Nu, acolo a forțat chestiile astea? Cine a decis? Cine? Toni Petrea cu Mihai Stoica au solicitat adevărat. Au dus muncă de lămurire. Cu Becali, să-l scoată la acel meci. Introducându-l pe Ovidiu Popescu, care a avut o prestație formidabilă în prima repriză cu voluntari. Deci eu cred că totuși faptul că în momentul de față FCSB este chiar mai bună decât CFR defensiv, cred că aici, într-adevăr, se vede cel mai bine faptul că Toni Petrea a intervenit cu multe lucruri pozitive la FCSB. Așa cred eu. Spuneai că ai un argument care îl prindea în discuție și pe Iordănescu. Păi da, Edi Iordănescu... Despre care s-a știut foarte clar atunci că nu accepta absolut nicio imixtiune a patronului. Ținea toată imixtiunea lui Becali, da? Și echipa mergea rău la nivel, nu neapărat de rezultate, la nivel de aspect. Suntem de acord? Da poate okay. Era stilul pe care îl dorea el. Bun, nu? O secundă. Pleacă, vine Toni Petrea, echipa arată foarte bine, da? Doar Becali e artizanul acestei schimbări. Așa poate că Petrea e și un beneficiar al muncii lui Edi din perioada aceea. La ce nivel? La nivel de pregătire, disciplină, structurată, metodă, structură, preparatorul. Păi bun, și oricum ăsta este un mare merit pentru antrenor, că nu a stricat când preia ceva să continue să progreseze. Îți amintești în ultimele... Câte meciuri vrei tu cu Petrea pe bancă? Vreo imagine în care Petrea cheamă la margine un jucător și jucătorul ăla l-ascultă ca și când așteaptă lumină de la propriul lui antrenor și îi spune, da, domnule, în sfârșit ăsta mi-a dat direcția clară. Discutăm de stiluri de antrenor, pentru că dacă mi-au aminte, nici Ancelotti cred că nu are momente de genul ăsta, că tot vorbeam de el mai devreme. Sau în interviurile scurte de după meciuri, tu ai reținut vreodată ca Toni Petrea să fi explicat ceva ce s-a întâmplat în meci? Da, o decizie a lui... Cum aici ține de, influențat el ține de modul ceva în care se comportă antrenorii, pentru că am auzit mulți antrenori explicând Lucescu când Mircea Lucescu, da? După anumite meciuri venea și spunea tactica în detaliu pentru că îi rămăsese chestiunea asta în Italia. Nu, în Italia există chestiunea asta, să fii să explici în detaliu, pentru că, mă rog, e o cultură în care și suporterii înțeleg foarte bine. Dar mulți antrenori vin și spun, e adevărat, banalități. Da, a fost mai greu, a fost mai ușor, adică nu intră în detalii tehnice, tehnico-tactice. Așa bun mi se pare mie. Rezumând, totuși, din punctul tău de vedere, Toni Petrea este principalul artizan al... Principal. Spun că are și el merite. Pentru că, pe de altă parte, acum să-l scoatem pe el că e... Păi dacă nu e el principal, atunci cine e? Cui se datorează forma foarte bună și rezultatele foarte bune ale FCSB-ului în momentul ăsta? Cred că aici este un mix între Neubert, Petrea, calitatea jucătorilor
Cred că și stafful medical a avut un rol, pentru că spre deosebire de finalurile, play-off-urile... Nu s-au mai rupt atât de mulți jucători. Nu, acum practic în afară de Crețu, nu are pe nimeni accidentat FCSB, ceea ce mi se pare un mare lucru. De regulă CFR avea chestiunea asta, are și acum. Puțini jucători accidentați în final de campionat. Și la ei chiar contează, pentru că n-au un lot atât de stufos cum are CFR-ul. Exact. Și mi se pare că toate lucrurile astea au contribuit la rezultatele astea foarte bune. Să spunem că Toni Petrea n-are niciun merit, mi se pare o exagerare. Să spunem că Toni Petrea e vinovat, că acceptă, sau mă rog, că nu trebuie compătimi și că trebuie tot timpul arăta cu degetul că acceptă toate lucrurile alea, asta vom face în continuare. Dar cred că trebuie să avem echilibru și să vedem și lucrurile bune pe care un antrenor, care chiar dacă acceptă imixtiunea lui Becali, își face treaba atât cât îi se permite să-și o facă. Dacă noi îl arătăm cu degetul, cum spui tu, că suntem datori să-l arătăm, înseamnă că el nu își face treaba, că noi de-aia îl arătăm cu degetul. Pentru că, repet, mă întorc la cum am început, Regecamp accepta și el un nivel de imixtiune. Accepta? Teoretic, fiecare antrenor pe lumea asta acceptă un nivel de emisiune, în sensul că discută cu cei care l-au angajat, care sunt obiectivele clubului, ce vă doriți, cum vreți. Hai să facem o diferență între ce înseamnă emisiune și ce înseamnă o discuție între un antrenor și patronat sau conducere. Emisiune e când trebuie să iei aprobare pentru primul 11, când îți face patronul o schimbare, când îți solicită patronul o schimbare și Și Petra legifează pe toate meci de meci, adică nu e niciun meci. Și ceilalți antrenori care au lucrat la FCSB au fost la nivelul ăsta, niciunul la nivelul ăsta, niciunul la nivelul de, nu știu, de vreo 3 ani s-a ajuns la... Da. La nivelul ăsta ne minunăm de multe ori cu 4 schimbări odată, 3 schimbări. Și dacă lui Dica îi făcea din 3 una și lui Petra îi face din 5 4, care e diferența? Păi, e o emisiune mai mare, procentual, nu? Procentual, da, e o diferență simțitoare. Faptul că echipa funcționează cu Toni Petrea și n-a funcționat cu alți 5-6 antrenori unde nivelul de emisiune a fost același, mie mi se pare că aici are merit Toni Petrea. Jucătorii nu pot juca singuri, că la antrenament nu. Noi, de exemplu, dacă luăm echipa, noi trei, mergem acum în locul lui Toni Petrea, da? Și acceptăm același nivel de emisiune al lui Becali. După părerea ta, crezi că echipa va merge... Mai bine, sau mai prost? Noi nu suntem la nivelul Toni Petrea, care are o experiență de în antrenorat, ca secund, ca om din anturajul unor echipe care a câștigat. Ceea ce spui înseamnă că contează oricine, ce face și Toni Petrea. Contează ce face, sigur, contează ce face. Eu l-am pus într-o comparație cu alți antrenori. Și mie mi se pare că este peste mulți antrenori care au fost la FCSB și care au acceptat același nivel de emisiune din partea lui Pecari. Așa mi se pare mie. Bun, hai să ascultăm vocea aliatului tău de astăzi. Alin Buzărin, editorialist la Gazeta Sportului. Jurnalist cu mare experiență, Alin Buzărin, ascultăm ce are de spus. Toni Petre are și el meritul lui. Echipa pare antrenată, joacă, pare să aibă niște trasee izvorâte și din calitatea jucătorilor, probabil și din ce se lucrează la antrenament. Aici îl scoatem din ecuație pe Gigi Becali, probabil că îl implicăm în uneori, acum din ce în ce mai puțin în alcătuirea echipei. Încep să cred că devine valabilă, fără ca aia să fie cea mai sănătoasă și cea mai normală din lume, aserțiunea patronului, care spunea că eu când treaba merge nu mă bag, mă bag doar când nu merge. Acum mergând înseamnă că nu se bagă. Sau se bagă foarte puțin, trebuie să-l întrebe, trebuie să-i spună, uite domnule, joc cu echipa asta. Însă nu acum e problema. Problema e în meciurile decisive, e când jucăria, ca orice jucărie, se mai și strică, începe să se strice și problema va fi în cupele europene. Acum toți suntem extaziați, domnule, ce frumos joacă FCSB-ul. Și chiar joacă, mult mai frumos decât CFR-ul, incomparabil și mai bine. Da, nu suntem chiar extaziați de felul în care joacă FCSB. Constatăm că joacă bine și ne întrebăm dacă Toni Petrea are merite decisive sau nu. Remus. Da, mi se pare că dacă luăm comparația lui Dan, îi recunosc meritele și eu. Între noi trei și Toni Petrea, antrenor e Toni Petrea, e clar. El are licență, a fost fotbalist, are calificare ca antrenor și are experiență ca secund. Și sunt convins că face și acum aceeași muncă, de secund. Doar că înainte era Reghe pe teren cu el la antrenament, acum Becali, principalul real, nu mai e pe teren. E singura diferență. În rest, e greu să-i recunoști meritele unui om care nu a făcut lotul, nu alege titularii, nu face schimbările, nu dictează stilul, nici măcar sistemul nu-l alege el. Nu prea mai rămâne nimic. El e un
instructor de fitness atunci, un antrenor, cum sunt convins că se găsesc 1000 în România, oameni care au jucat fotbal, care au făcut o școală de antrenori și care sunt capabili să alcătuiască un program săptămânal, decent, pe baza căruia să progreseze câțiva jucători foarte talentați și foarte scumpi. Care oricum ar fi progresat, spui tu. Pentru exact. Că, nu știu, înaintează în vârstă, acumulează experiență, unii își bagă mințile în cap, poate, nu știu. Da, Toni Petrea nu a luat, precum Croitorul, fotbaliști slabi și necunoscuți, să-i transforme el în jucători foarte buni. El a primit fotbaliști dintre cei mai scumpi din campionat, pe care toată lumea îi estima ca având un talent fantastic. Asta se ciocnește totuși de ceea ce spunea Dan. Și cei de dinaintea lui Petre au primit printre cei mai buni jucători din campionat, transferați pe bani foarte mulți. Și au dezvoltat și ei pe alții, pe Florinel Coman, pe Denis Mantea. Unii n-au putut să câștige campionatul, nu știu, cu Man, Moruțan și fotbaliști de genul ăsta în echipă. Petre reușește să ajungă în buza titlului. Da, în buza titlului a fost și Dică. A pierdut titlul din cauza acelui meci de la Iași cu greșeala lui Planici și cu golul lui Cristea, că altfel ar fi fost campion probabil. Dar... Păi da, și Dică n-are merite, de exemplu? Ba da, a avut și el meritele pe care le are și Toni Petrea. Păi, că e da, cineva acolo care poate să facă un program de pregătire. Îți aduce aminte ce spunea Dică în momentul în care a plecat de la FCSB? Simt că aș fi putut să fac mult mai multe dacă aș fi fost lăsat să fac mai multe. Cât a fost lăsat, a făcut bine. Așa și Toni Petrea cred că poate să vină să spună. Discuția este totuși că implicarea patronului a crescut de la un antrenor la altul până când a ajuns la un nivel la care antrenorul este amputat profesional, aproape în totalitate. Eu despre asta e vorba. Spun că în ultimii 5-6 ani, nivelul lui Gigi Becali, de a se implica, nivelul de implicare la echipă este același. Așa? Asta spun se eu vede ce și rezultate. Practic, în ultimii 5-6 ani nu s-a mai câștigat nimic. Da, iar dacă ne uităm, spuneam, dacă ne uităm pe lista cu meciurile și cu schimbările, nu a fost în trecut, nu era chiar în halul ăsta. Știu, a fost un meci în sezonul trecut la Media și pierdut cu 0-4. Nu era Petre, era Vintil atunci antrenor. Și mi-a povestit cineva că era în hotel cu jucătorii înaintea meciului. Era uimită persoana asta. Fotbaliștii îl sunau pe Becali și spuneau: Nea Gigi, mă simt foarte bine astăzi, rog, o repriză, cel puțin o repriză, pot să joc. Suna altul: Nea Gigi, aș putea, chiar dacă nu sunt în plan, măcar un pic, bagă-mă. Era o negociere în ziua meciului. O licitație care cât să joace. Vintilă, ca și Petre, acum că metoda e aceeași, Vintilă asista și în urma negocierii cu jucătorii, Becali îl mai anunța: auzi, Inter Crețu până la urmă, sau Tănase nu mai e vârf, e Inter. Vintilă asista, era posibil ca și la Petrea, ca echipa aceea pe care o plămădea Becali în urma negocierilor cu jucătorii, să câștige meciuri, pentru că vorbim despre un lot foarte bun față de nivelul campionatului nostru. Lot bun, și galerie la meciurile de acasă. Diferența că este făcută de context, de progresul unor jucători. Progres nelegat de abilitățile lui Petrea de a-i ajuta în drumul ăsta al lor spre a fi mai buni, e o întâmplare, practic. Da, e un context legat mai ales de criza de la CFR Cluj. Dacă CFR și-ar fi continuat parcursul bun pe care l-a avut cu Șumudică și apoi cu Petrescu într-o vreme, nici măcar n-am mai fi vorbit despre contribuția lui Toni Petrea, pentru că el ar fi fost departe de titlu. Păi, cred că dacă aveam discuția asta acum o lună, eram chiar... absurd să mai discutăm despre merite, pentru că acum o lună titlul era ca și pierdut. Da, da, criza CFR-ului a fost provocată și de FCSB, că dacă FCSB nu merge să câștige în Gruia 1-0, nu mai vorbeam asta de Petra, de Susi și de mai mulți, știi? Nu doar de Petre. Păi nu, dar meciul are un context, detalii, mă rog. Despre contextul ăsta vorbim. Dacă facem clasamentul din momentul în care vine Dan Petrescu, apropo de CFR, și e sub FCSB ca număr de puncte pe teren, e adevărat, aici și cu meciurile disputate de Edi Ornescu și Toni Petre. Petre a bătut pe Petrescu la Cluj în contextul acesta în care Petrescu nu prea mai bate pe nimeni sau bate foarte greu pe cineva. CFR Cluj se chinuie cu toată lumea. Nu mai bate pe nimeni și până la meciurile cu Craiova și FCSB, CFR nu mai pierduse de 20 de meciuri. Da, pentru că moștenise din sezon regulat. Aici n-a câștigat cu Farul, pe care o tăvălesc toți adversarii puternici, a pierdut cu FCSB, a pierdut cu Craiova. E clar că s-au adunat prea multe la CFR ca să-ți mai închipui că e aceeași echipă foarte puternică pe care a răpus-o Petrea. Și mai e o problemă, el nu poate să aibă nici măcar autoritatea unui antrenor. În antrenamente, atât cât știe el să antreneze o echipă, el nu poate să o antreneze la nivelul maxim, neavând autoritate. Dacă noi doi am ști că pe tine te manevrează altcineva și că nu tu conduci aici, nu te-am mai luat în serios. Cam știi, mai bine ar fi să ajungem cumva la persoana din spatele tău, cum fac jucătorii. Mai bine vorbesc cu Nea Gigi și poate mă bagă 10 minute data viitoare. Că degeaba încerc să-l impresionez pe antrenor la antrenamente, pentru că nu aici este butonul. Să dai tu golul numai din foarfeci, să dai peste cap
catapult, instat și toate sistemele de monitorizare, nu Petre hotărăște. Iar Beccarii mă îndoiesc că ia în calcul catapult și alte rapoarte. Dar poate mai ascultă și argumentele științifice. Poate mai ascultă. Da, ei sunt convins că... Adică dacă, poate... dacă Petrea vorbește cu Beccarii și spune, domnule, nu știu, Ovidiu Popescu pe parametrii fizici stă foarte bine, îl simt foarte concentrat și este trei clase peste Crețu, îl ascultă, nu? Da, aici cred că a și, poate a avut și avantajul, că povestea Dan, decizia cu Popescu, poate a avut și are Petrea avantajul că Mihai Stoica a ajuns să creadă și el că echipa ar putea fi campioană acum. S-a implicat mai mult, a încercat să mai convingă pe Beccarii de unele chestii, că în ultimii 2-3 ani nu prea mai avea implicare deloc. Era și el un spectator, era resemnat cu situația. Poate acum a avut și asta ca parte din contextul favorabil lui, implicarea mai puternică a lui Mihai Stoica. Bun. Aliatul tău? O să fie Adrian Florea, colegul nostru. Adrian Florea, l-ascultăm împreună. Ar fi absurd să susțin că Anton Petrea nu are nicio contribuție la rezultatele foarte bune ale FCSB-ului din ultima vreme, dar la fel de absurd mi s-ar părea și să susțin că aceste rezultate sunt doar ale lui. Câtă vreme cele mai importante decizii pentru un antrenor, respectiv alcătuirea primului 11 și schimbările din timpul meciurilor, sunt dictate ca unui copil de clasa 4-a de către patron. O preocupă soarta tot mai degradantă, să spun, pe care o au antrenorii din Liga 1, indiferent că sunt români, că din păcate nici cei străini nu fac excepție. Am de mai multă vreme o părere că rezultatele tot mai slabe din fotbalul românesc sunt nu din pricina calității intrinsece a fotbaliștilor, ci din pricina calităților antrenorilor și aici includ inclusiv calitățile morale ale lor. Calitatea președinților, patronilor, finanțatorilor tot mai slabă, calitatea antrenorilor tot mai slabă și atunci ce pretenții să avem? Mie îmi pare doar rău că noi ca presă am ajuns să asistăm din exterior și liniștiți că se întâmplă ce se întâmplă. Ăsta este cursul fotbalului românesc și nu știu cum poate fi el întors câtă vreme pentru câteva mii de euro pe lună. Aproape orice antrenor acceptă aproape orice din partea finanțatorilor. Îi mulțumim colegul nostru Adrian Florea pentru intervenție. Am ajuns la concluzii. Mi-aș fi dorit, sincer, să pot echilibra un pic mai mult discuția, să găsesc mai multe puncte de sprijin pentru Toni Petrea. Dar, la fel ca Adi Florea un pic mai devreme, nu pot să încurajez o situație în care cineva acceptă în mod repetat să fie amputată autoritatea profesională și apoi să spere să primească totuși credit maxim ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Sigur, respect munca fiecărui om și da, sunt absolut convins că Toni Petrea are merite indiscutabile în succesul temporar al FCSB-ului, dar are aceleași merite pe care cred că le are și preparatorul fizic, și nutriționistul, și delegatul clubului, adică un om important din echipă, dar fără un rol capital sau determinant. O piesă dintr-un puzzle, nu neapărat creatorul puzzle-ului. Sincer, chiar îmi pare rău de Toni Petrea, care pare un om bun, așa, un tip ok din puținele apariții publice, pentru că a ajuns într-un punct în care orice ar face, oamenii nu-l vor mai aprecia 100%. Este însă un drum pe care nu doar că l-a acceptat, dar l-a și facilitat, pentru că atitudinea a fost dintotdeauna aceea de a accepta rolul său decorativ de la echipă. N-a încercat aproape niciodată să rupă lanțul, cum se spune în popor. Atât din studioul Gazetei pe acest subiect. Vă așteptăm, ca de obicei, să vă alăturați dezbaterii cu voturi în sondajul de pe site, cu comentarii, ținând cont, evident, de cuvintele cheie de la dezbaterea zilei, respectul și argumentele sunt întotdeauna la nivel înalt aici între noi. Până data viitoare, toate cele bune!